Pentru început, cum punem la vot procesul verbal de ședința precedentă? Abțineți? Toată lumea. Dacă îmi permite să fac o propunere pe două președinte de ședință, îl propun pe Dobrean Ișmian. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, supunem la vot. Invităm pe domnul președinte. E ajuns. Nu ți-am zis nicio dată. Domnul președinte, aveți aici un totul scump, punctul 2, da? Primul punct e alegerea președintelui care s-a făcut. Dăm citire proiectelor de zi de pe ordinea de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, actualizarea și transpunerea în formă GIS a planului de urbanism general. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Ungureni pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Companiei Regională de Apă Bacău-SA, din 25.05.2022. Și un punct suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Supunem la vot proiectul de ordine de zi, cine este pentru? Împotrivă, ține lumea. Punctul 1, domnișoara secretară. Primarul Comunei Ungureni, în temeiul dispozițiilor articolului 129 alineatul 2 litera B, C și D, din nou gen numărul 57/2019 privind codul administrativ, propune. Se aprobă proiectul al actualizare și transpunerea în format digital GIS a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism ale Comunei Ungureni, județul Bacău, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 4, coeziune socială, componenta 10, fondul local, obiectivul de investiții I4. Se aprobă nota de fundamentare a investiției, actualizarea și transpunerea în format digital GIS a Planului Urbanistic General, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul actualizarea și transpunerea în format digital GIS a Planului Urbanistic General, conform anexei numărul 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă totală de 134.000 de lei, la care se adaugă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile și sau conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului, vor fi susținute din bugetul local aluat de Comuna Ungureni. Se împuternicește domnul Vasile Bibire, primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, să semneze numele și pentru Comuna Ungureni toate documentele necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului. Mulțumesc. Discuții referitor la acest punct. Cine este pentru? La punctul 2, domnul Luci Duba. Pentru adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, numărul 5.165 din 1904-2022, rezistată la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Ungureni cu numărul 2664 din 1904-2022, privind convocarea adunării generale ordinară a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău-SA, din data de 25.05.2022, propune Consiliul Local al Comunei Ungureni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a acționarului SC Crab-SA, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunare generală a acționarilor SC Crab-SA să voteze pentru în adunare generală ordinară a acționarilor SC Crab-SA din data de 25.05.2022 la hotărârile prevăzute
la hotărâre prevăzută la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale ordinii de zi, comunicate prin adresa SECE Cravesa, numărul 5165, din 19.04.2022. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei în adunare generală a acționarilor SECE Cravesa Bacău, compartimentului care întocmese raportul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Îngureni, Compania Regională de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Comunitară Bacău, Prefectul Județul Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Discuția referitor la acest punct. Supunem la vot. Cine este pentru? Potriva, abținem. Trecem la punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli numărul 3 pentru anul 2022. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2021, în temeiul prevederilor articolului 154 aliniatul 1, articolul 155 aliniatul 1, litera C, coroborat cu aliniatul 4, litera A din OUG numărul 57 din 3-7-2019 privind codul administrativ, propune virarea sumei de 2500 de lei în cadrul capitolului 51.0103 Autorității Executive de la titlul 20.05.30 la titlul 71.01.30. Virarea sumei de 2500 de lei în cadrul capitolului 51.0103 Autorități Executive de la titlul 20.05.30 la titlul 20.06.01. Trecerea cheltuielilor din trimestrul 3 în trimestrul 2 la capitolul 51.0103 Autorități Executive, titlul 20.13. Trecerea cheltuielilor din trimestrul 3 în trimestrul 2 la capitolul 65.50, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 20.05.30, alte obiecte de inventar. Virarea sumei de 30.000 de lei în cadrul capitolului 70.50, alte cheltuieli, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, de la titlul 71.01.30, alte cheltuieli fixe, la titlul 20.01.30, alte bunuri, servicii pentru întreținere și funcționare. Virarea sumei de 20.000 de lei în cadrul capitolului 70.50, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, de la titlul 71.01.02, la titlul 20.01.30, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Utilizarea excedenței anteriori în sumă de 10.000 de lei din cadrul capitolului 70.50, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 71.01.30, alte active fixe, de la investiția înființare sistem public analizare, la investiția din cadrul capitolului 65.50, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 71.01.30, securitate la incendiu școli. Trecerea cheltuielor din trimestrul 3 în trimestrul 2 la capitolul 84.03.01, drumuri și poduri, titlul 20.02, reparații curente. Modificarea listei obiectivelor de investiție. Vă mulțumesc! Discuții referitor la acest punct. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținem. Mulțumim pentru participare. Mulțumim.